Bună ziua, bună ziua! Și am fost trimis de către soția mea să îi caut quiche Lorraine de la Chez Odette. Recomand, maxim, super bun. Și-au deschis magazin în Dorobanți. Sper să nu fie aglomerație, că nu intru și plec. Pe urmă să iau și o pavlova de la Dorobanți 140 și da, trebuie să iau de toate. Despre ce vreau să vorbim astăzi? Astăzi vorbim despre filmatul pentru vlog. Și am cedat tentației. Mi-am comandat camera pentru vlogging. Sony ZV-1. Arată așa. Mișto, scumpuță, care niște chestii, background, defocus, obții bokeh, product showcase în care duci ceva în fața camerei, pac, focusează instant pe el, ce în spate se vede blurry, deci mișto. Păreau filmulețele destul de mișto, mai ales cele filmate în casă, dar l-am scos și la o tură pe afară. Și aici, problem, am făcut filmarea, am uitat acasă, am editat-o, am pus-o împreună, parcă nu era ce trebuie. Așa că a doua zi am refăcut același drum cu Samsung-ul, filmat pe noul mod Pro Video, foarte mișto de altfel, nu pe camera de selfie cum o filmez acum. Și pe urmă le-am unit când am venit acasă, am mască pe față pentru că m-am oprit să cumpăr quiche Lorraine și multe alte chestii de la Chez Odette din București, calea Dorobanți 59. Am unit cele două filmulețe și arată cam așa. Ia ziceți, ce părere aveți? În stânga Sony ZV-1, în dreapta Samsung S20. User error cu siguranță, poate am greșit ceva, poate n-am apăsat, poate când le-am editat n-a fost bine, dar totuși, este o diferență imensă între cele două. Și îmi place mult mai mult cum arată Samsung. Așa că, cu părere de rău, am făcut retur și se la vitu jur parșiv, ce pot să zic. Am mai contat încă ceva destul de mult și anume faptul că pentru mine portabilitatea este foarte, foarte, foarte importantă. Adică telefonul chiar l-am întotdeauna cu mine. Și ăsta era foarte ușor de purtat, avea, nu știu, 300 de grame, era micuț, se făcea whatever. Pe partea elaltă cu telefonul editezi, downloadezi, share-uiești, pui pe YouTube. Și pe ăsta chiar îl am întotdeauna cu mine, adică nu se poate întâmpla să nu îl am. Poate n-am microfon, poate n-am whatever, selfie stick, dar de avut cu mine l-am întotdeauna și găsim workaround, mai ales după atâta timp. Așa că Samsung momentan. Să vedem când apare GoPro Hero 9, că ar cam trebui să apară și el apare. Deci, atât de la un vlogger din mașină, vorbe din mașină cu Bogdan. Ne auzim data viitoare. Just because of my pigment, it's because of the way that I walk. In and out back in the country, hungry since I've been back in New York. Turn a hater to a fan, abracadabra, alakazam. I made a promise.